89 cereau în primul rând demisia dictatorului, a guvernului, organizarea de alegeri libere, dar și judecarea și condamnarea celor care au tras în manifestanții adunați pe treptele catedralei, dar și pe străzile Timișoarei. În urmă cu 16 ani, timișorenii au arătat că pot și vor să fie liberi, că mai presus de orice este libertatea, dar prețul plătit pentru această libertate a fost mult prea mare. Decembrie 1989, 10.000 de muncitori de la toate platformele industriale din Timișoara au declanșat greva generală și au pornit spre Piața Operei, de unde nu au mai plecat până la căderea lui Ceaușescu. Au strigat doar azi în Timișoara, mâine în toată țara și glasurile lor au fost auzite. În aceeași zi s-a constituit Frontul Democratic Român, care a proclamat Timișoara primul oraș liber din România. Și tot pe 20 decembrie, un timișorean, Ioan Chiș, se declara primul președinte al României libere. M-am urcat pe tanchetă și mi-am amintit de o întâmplare petrecută înainte de Congresul 14. La o nuntă m-am depus candidatură la președinție și pe tanchetă mi-am amintit de lucrul ăsta și în momentul ăla eu m-am declarat președintele României cu Ceaușescu în funcțiune. După 16 ani, Ioan Chiș recunoaște că avem libertate, dar susține că dacă el ar fi fost președinte, ar fi făcut mai multe pentru România. Ar fi fost o revoluție a valorii. Fără asta nu se poate. Noi nu putem să uităm de marile noastre valori. Eminescu, Ienescu, Vuia, Coandă. De atunci, în fiecare an, pe 20 decembrie, sirenele sună în Piața Revoluției la ora 12, amintind victoria asupra comunismului. Azi, revoluționarii de atunci s-au urcat din nou în balconul Operei. Peste numai o zi, oamenii ieșeau în stradă și în București și dădeau jos dictatorul. Revoluționari sau prieteni ai celor care au căzut la datorii. Cel mare de timișoreni, forțele Ministerului de Interne părăsesc și ele dispozitivele din oraș. Ceea ce cu doar câteva zile înainte părea de neimaginat devine realitate. Timișoara este sub puterea manifestanților. Balconul Operei ocupat de revoluționari devine prima tribună politică liberă după 45 de ani de comunism. Armata fraternizează cu populația, semnul fatal al căderii dictaturii ceaușiste. Timișoara devine primul oraș liber al țării. Se încheagă și o conducere politică nouă, Frontul Democratic Român. Județeana de partid nu mai funcționează decât pentru a răspunde telefoanelor de la București. Situația devenind critică, vin la Timișoara Constantin Dăscălescu, prim-ministru al vremii, și Emil Bobu. Nu pot face altceva decât să ia la cunoștință cererile manifestanților, demisia lui Ceaușescu și alegeri libere. De la București, dictatorul transmite un mesaj televizat. La Timișoara sunt bande de huligani, armata nu și-a făcut decât datoria. Decretează starea de necesitate în Timiș. Urmăriți jurnalul serii. Manifestanți. De mai bine de 24 de ore se auzeau împușcături. La prânz oamenii s-au adunat în Piața Operei. Este o aniversare, este vorba despre ziua în care s-a declarat Timișoara oraș liber. În 20 decembrie, luptătorii cu merite deosebite au intrat în Teatrul Național, așa, și au ocupat balconul Teatrului Național. De aici, așa cum a zis statul major al Revoluției, a condus și a îndrumat mulțimea care încet încet se aduna în piață. Evenimentele din Timișoara le-au precedat pe cele din restul țării. A doua zi, Revoluția a izbucnit și la București. Au plecat de acasă crezând că va fi o zi obișnuită. Viața lor s-a sfârșit însă tragic. Au fost împușcați, corpurile lor arse la crematoriu, iar cenușa aruncat într-un canal. Este povestea celor peste 40 de timișoreni omorți între 17 și 19 decembrie 1989. Rudele victimelor au plecat încă de aseară din Timișoara. La București au ajuns dis de dimineață și au fost întâmpinați de membrii Asociației 21 decembrie 1989. Împreună au mers la Ministerul Justiției să ceară dreptate și puteri depline pentru procurorul Dan Voinea, cel care este însărcinat cu cercetarea evenimentelor din acele zile. Nu vom intra în Europa cu o justiție coruptă, cu un picioruș care l-a omorât pe ursul, este în magistratură, în vârful piramidei. Voinea să fie! Episodul timișorenilor împușcați și arși la crematoriul din București pentru a ascunde adevăratele proporții ale represiunii este unul dintre cele mai tragice momente ale Revoluției din 1989. Rudele acestora au venit astăzi în capitală să-i comemoreze. Amintirea lor a fost evocată la crematoriul Cenușa și la canalul din Popeștele Ordeni, unde a fost aruncată cenușa lor. Pe acolo aproape de casă, deci s-a deschis focul asupra lor și
demonstranță care era baricadată cu taburi, cu tancuri, cu... Deci marturi oricum nu avem, dar medicul care a fost de gardă, deci a spus că a fost moartea suvenit urma pușcării, că a fost împușcată în abdomen și a făcut hemoragie internă și a murit. S-a tras focuri de arme, nu focul de avertisment. Eu l-am predat la spitalul județean, eu, că la brațul meu a fost împușcat, eu l-am predat la spitalul județean și de acolo nu ni s-a permis să intrăm nici măcar în spital. Deci l-am dus, l-a preluat la urgențe și de acolo... Deci atunci a fost ultima clipă în care eu l-am văzut. După 16 ani de la Revoluție, sunt părinți care își mai caută copiii dispăruți. În multe dintre cazuri, dosarele au fost distruse. Absolut ciudată din lecția de istorie. În acele momente s-a crezut că atacatorii sunt susținători ai fostului dictator. Ce înseamnă s-a crezut că? Cine a crezut? Cine s-a înșelat? Cine a fost înșelat? Manualul de istorie lasă în urmă un dubiu profund, necontinând cu un dar s-a dovedit că... Ce-i drept, nimeni nu își asumă un răspuns, poate Institutul Revoluției Române, după vreo 5 ani de cercetări. Copiii văduviți de acest adevăr, în loc să învețe conceptul de solidaritate umană, noțiunea de fericire, definiția bucuriei, au în vocabular termenul diversiune.